Nu scăpa casa din ochi este noua campanie de prevenire a furturilor din locuințe. Această campanie își propune informarea populației din mediul urban cu privire la modalitățile de protecție a locuințelor, în special prin prisma adoptării unei atitudini preventive. Din punct de vedere statistic, în județul Brașov, 58% dintre furturile din locuințe sesizate au fost comise în mediul urban. În 38% din cazuri s-a pătruns prin efracție și în 12% s-a pătruns cu chei potrivite. În mediul rural, ponderea cea mai mare o dețin furturile din locuințe comise prin efracție, 32%, și furturile comise prin escaladare, 13,5%. Campania are ca scop prevenirea unor astfel de fapte. Campania se va desfășura la nivel național în perioada mai-iulie 2013 și va beneficia ca materiale de suport de 300.000 de scrisori adresate cetățenilor, 150.000 de broșuri cu recomandări preventive, 5.000 de afișe și un spot audio. Activitățile se vor desfășura în municipiile Brașov, Făgăraș și Săcele și vor consta în distribuirea a 12.000 de materiale preventive și organizarea de întâlniri cu cetățenii, asociații de proprietari, asociații profesionale, în scopul prezentării unor aspecte de interes privind spargerile de locuințe, cu accent pe recomandările preventive. Astfel, în scopul prevenirii furturilor din locuințe, oamenii lege au câteva recomandări. Țineți ușa de acces în locuință încuiată permanent, chiar și atunci când sunteți acasă. Pentru asigurarea securității locuinței, îmbinați mijloacele mecanice cu cele electronice. Alegeți încuietori prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate ușor. Dacă locuiți la parter, etajul 1 sau ultimul etaj, asigurați-vă ferestrele prin montarea unor gratii metalice sau un sistem antiefracție. Nu permiteți accesul în locuință celor care vin să vă prezinte diverse promoții în scop caritabil sau pentru sondaje de opinie. Nu comunicați date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai mare de timp, în convorbirile cu alte persoane sau pe rețele de socializare. Dacă sesizați o spargere, sunați imediat la 112, apel unic de urgență și furnizați poliției toate datele pe care le dețineți în legătură cu o eventuală spargere. Indiferența față de astfel de situații nu face decât să îngreuneze prinderea autorilor care, între timp, pot comite și alte infracțiuni.